Șeful Serviciului Protecție și Pază de Stat, Iaroslav Martin, a fost internat la Spitalul Republican după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Informația a fost confirmată pentru Publica TV de purtătorul de cuvânt al instituției medicale, Marina Zibliuc. Aceasta nu a vrut să ne ofere mai multe detalii despre starea de sănătate a lui Iaroslav Martin. Anterior, mai mulți angajați ai SPPS s-au îmbolnăvit de COVID-19. Aceștia fac parte din categoria celor care beneficiază de indemnizație unică de 16.000 de lei în caz de infectare cu noul coronavirus la locul de muncă.